Doar cu el îți iese un gem delicios mult mai repede decât ai fi crezut. Un gem care păstrează savoarea intensă și textura bogată a fructelor tale preferate. Mărgăritar Zahăr Gelifiant. Cea mai scurtă cale de la fruct la gem. Cu Geneo, de 5 ani, sărbătorim confortul în fiecare zi. Un profil inovator și performant, Geneo reinventează armonia confortului. Detalii pe fenstera.com. Al investigatorilor ne vom ocupa de prostituție, mai exact de prostituție masculină, dar nu va fi vorba despre deja celebri gigolo. Tipul de prostituție pe care îl vom analiza astăzi se asociază de cele mai multe ori cu pedofilia, iar amatorii de adolescenți de 15-16 ani se numără atât din rândul românilor cât și din rândul străinilor. Astfel, în ultimii 25 de ani, România a devenit o destinație foarte căutată pe harta turismului sexual. Vă vom arăta o lume necunoscută publicului larg, o lume în care victimele, tineri cu vârste de până în 18 ani, cad victime pedofililor cu bani, acei indivizi care au transformat România într-un paradis sexual. De obicei, victimele sunt copii ai străzii sau provin din casele de copii. Ei sunt momiți de proxeneți care îi împing în anturajul pedofililor. Bineînțeles, banii îi iau proxeneții, copiii primind sume sau cadouri derizorii. Toate lucrurile astea care țin de condiția materială, socială, de educație, de intelect, de instrucție, de control, de coordonare, de consiliere, de tot ceea ce înseamnă educația unui individ, cu cât sunt mai jos, cu cât sunt mai scăzute, cu cât există mai nestructurate și mai fragil existente, cu atât împing persoana către a obține câștiguri imediate, materiale, în felul acesta. Imediat după 89, România a devenit destinația favorită a pedofililor de pretutindeni. Majoritatea dintre ei au profitat de haosul legislativ, dar și de situația economică precară a României. Mii de copii ai străzii au devenit în acest răstimp victimele pedofililor. Împinși de lipsa de perspectivă, fără familie, trăind pe străzi, adolescenții au văzut în propunerile pedofililor unica șansă de supraviețuire. Lucrurile au mers atât de departe încât poliția norvegiană, care acum câțiva ani ancheta un caz de pedofilie, a descoperit la unul dintre suspecți o lucrare intitulată Manual de racolare și utilizare a copiilor români pentru folosul pedofililor. Sigur că suntem influențați de cultura în care trăim și sigur că valorile culturii respective sunt cele dezirabile social și cele care ne influențează și conștient și inconștient și care ne determină comportamente. Incontestabil. Însă dacă stăm să privim din punct de vedere psihologic la nivelul de discernământ al unui puber și la efectele pe care le poate produce o acțiune de tip pedofil asupra evoluției lui ca individ, ca personalitate, nu avem cum să nu luăm în calcul faptul că mai degrabă există efecte negative, prejudicii, traume chiar, în ceea ce privește raportarea lui la propria persoană și la sexualitate, pentru că este un raport de putere inegal, care nu are cum să nu producă efecte negative. Dosarul de care ne vom ocupa în această ediție a investigatorilor a fost unul de răsunet, în el fiind implicate și persoane din așa zisa lume bună. Rechizitoriul de 160 de pagini arată amploarea cazului în care au fost implicate peste 60 de persoane, adolescenți, proxeneți, dar și beneficiarii prestațiilor. Cercetările au fost încheiate în august 2011, iar condamnările definitive au fost pronunțate la jumătatea anului 2013. Prostituații erau din diferite zone ale Bucureștiului. Modalitatea lor de racolare era destul de simplă. Cei care erau oarecum înclinați vedeau de la prietenii lor de cartier sau prietenii lor din zona unde copilăreau, aceștia beneficiază de sume de bani. Atunci avea loc o autoracolare a lor între ei,
și automat numerele de telefon sau datele de contact erau oferite proxeneții, care după aceea le prezentau clienților noua ofertă. Proxeneții erau din mai multe zone geografice ale României, iar clienții, unul dintre ei era cetățean străin care se stabilise aici în România, el pretindea legăturilor de afaceri pe care le avea cu țara noastră, deși nu avea nicio afacere în țara noastră. Potrivit motivării deciziei din iulie 2011 a judecătoriei sectorului 2, prin care 6 persoane au fost arestate preventiv, judecătorul a avut în vedere periculozitatea socială deosebit de ridicată a faptelor pentru care aceste persoane sunt cercetate, dar și faptul că o parte dintre victime sunt minori proveniți din familii dezvinate, lipsiți de ajutor și de resurse financiare, unii dintre aceștia trăind prin gări. Instanța afirmă că membrii grupării au profitat de situația dificilă a acestora tocmai pentru a-i determina să accepte, chiar împotriva orientărilor sexuale, să întrețină relații sexuale contra cost. Prima categorie erau prostituații, să le spunem. A doua erau intermediarii, acei proxeneți care aveau legături cu cei care doreau să-și ofere trupul pentru o sumă de bani și legături cu persoanele mai în vârstă care vroiau să ofere acei bani, care aveau ceva potență financiară și care organizau astfel de întâlniri. A treia categorie erau beneficiari. Mijloacele de probă administrate în dosar au conturat modul de operare al proxeneților în raport cu tinerii care practicau prostituția și cu beneficiarii serviciilor sexuale, aspectele principale fiind zonele de unde, momentele și modalitățile în care erau racolați, ademeniți, bărbații tineri în vederea practicării de relații homosexuale, modul în care bărbații tineri erau transportați și unde erau transportați bărbații tineri și intervalul de timp cât erau ținuți. Cei implicați în acest dosar s-au constituit într-un adevărat grup infracțional, o rețea bine organizată prin intermediul căreia reperau și recrutau persoane de sex bărbătesc, în special minori. Cei recrutați erau adolescenți dezrădăcinați, fără familie, cu mari probleme financiare, slăbiciuni de care inculpații au profitat cât au putut, cum la fel de mult au profitat și de naivitatea și de lipsa de discernământ a acestor minori. Ăsta este unul dintre lucrurile care împing și femeile la prostituție și fetițele, nu numai băieții, faptul că se întâmplă un câștig imediat cu un efort minim. Adică nu trebuie să știi foarte multe, nu trebuie să fii învățat foarte multe și direct proporțional este nivelul de expunere la boli cu transmitere sexuală și la traume și nereguli care pot apărea în evoluția personalității. Cercetările au început de la un fapt tragic. În februarie 2004, pe marginea șoselei care face legătura între DN1 și complexul Znagov, a fost găsit abandonat cadavrul unui copil în vârstă de 11 ani. Debutul acestui dosar a fost unul pe cât de simplu cu atât de tragic. Un copil a fost găsit omorât în 2004 în dreptul localității Ciolpan din județul Ilfov. Autopsia medico-legală a stabilit că moartea băiatului în vârstă de 11 ani a fost violentă, acesta prezentând multiple leziuni de violență. În acest sens s-au reținut și exercitarea unor acte de cruzime asupra victimei, realizate în contextul unor raporturi sexuale prin constrângere. Leziunile produse prin răsucirea mâinii, cele produse prin strangularea incompletă, precum și leziunile de comprimare de la nivelul buzelor și cele din zona genunchilor, leziuni de natură se indice faptul că victima s-a opus și a fost forțată să întrețină relații sexuale. La IML s-a constatat că suferise unele rupturi anale, totodată din postură, din faptul că era dezbrăcat și pe perioada iernii, plus asupra lui s-au mai găsit și urme de lichid seminal. S-a concluzionat că a fost omorât fie în timpul, fie după consumarea unui act sexual homosexual. Copilul era minor, aveam de-a face cu un act de pedofilie. S-a stabilit totodată că victima a dispărut din zona adiacentă locuinței sale cu două zile înainte de descoperirea sa, fiind lipsită de libertate și transportată în apropierea locului unde a fost săvârșit omorul, la mare distanță de locuința sa. Procurorii dispun începerea urmăririi penale in rem pentru săvârșirea infracțiunilor de omor deosebit de grav, viol și lipsire de libertate. Cercetările în cauză au vizat persoanele care întrețin relații sexuale cu minori, mai concret au fost puse sub observație cercurile de pedofili din București și din județele învecinate. Plecând de aici,
s-a pornit o întreagă avalanșă de informații și o întreagă avalanșă de nume, de posturi și de activități. Ca să sintetizăm, deoarece dosarul a fost foarte voluminos, au fost foarte multe persoane implicate, unele publice, altele total necunoscute. Astfel se ajunge la lumea proxeneților de minori și a beneficiarilor de servicii sexuale. Adi Benveu, Klaus, Scubi, Aviatoarea, Preoteasa, Tomberonisa, Gabi Gogoșica, Florin de la Unirii, Frizerița, porecle pline de culoare ale acestei lumi subterane, nume care ascundeau proxeneți sau personaje potente financiar cu inclinații sexuale către adolescenți. S-a ajuns undeva să fie luate în calcul peste 60 de persoane. Unele dintre acestea aveau roluri secundare. Acceptau numai un anumit lucru, unele dintre ele doar ofereau casa spre a fi folosită la astfel de întâlniri. Cităm din formarea dosarului privind infracțiuni de prostituție, proxenetism și act sexual cu un minor. Din cercetările efectuate în această cauză au rezultat date și indicii temeinice cu privire la faptul că anumite persoane îndeamnă la și înlesnesc practicarea prostituției de către alte persoane, bărbați, și trag foloase materiale din aceste activități. Totodată au rezultat date și indicii despre persoane, bărbați, care își procură principalele mijloace de existență practicând raporturi sexuale cu persoane de sex masculin, am încheiat citatul. Ideea este următoarea: pedofilii nu ajung la psihiatru sau la psihoterapeut pur și simplu. Ei ajung datorită unor tulburări asociate pedofiliei. Este foarte rar întâlnită pedofilia, dacă nu chiar inexistentă, pur și simplu ca o patologie psihică individualizată. Ea este în legătură cu alt tipuri de patologii. Cel mai frecvent se asociază cu diferite tulburări de personalitate și atunci acesta este motivul pentru care individul ajunge la un specialist, patologia asociată. Inițiatorii acestei rețele, din motive lesne de înțeles, îi vom numi după porecle. Erau Scubi și Adi BMW, care racolau în vederea practicării de relații homosexuale persoane din rândul bărbaților, tineri, fără adăpost sau acelor cu mijloace de existență precară, și îi plasau mai departe clienților. Printre cei arestați se află și un cetățean german, client fidel și constant al rețelei și un așa zis director al unui așa zis post de televiziune, desființat în prezent. Toate aceste trei categorii de persoane pe care noi le-am considerat prostituați, proxeneți și clienți a fost foarte mare, undeva la 60 de persoane aduse, iar ulterior din anchetă au fost reținuți și propuși spre arestare, ulterior condamnați, proxeneții și clienții care au fost probați să desfășurau activități fie de proxeneție, fie de pedofilie. Scubi și Adi Benveu, doi recidiviști cu orientări homosexuale, au inițiat o afacere extrem de rentabilă, plasarea de minori către clienții pedofili. Ei, împreună cu alți proxeneți, exploatau naivitatea minorilor care primeau doar câțiva lei pentru serviciile prestate, restul banilor intrând în buzunarele proxeneților. Au fost obținute unele informații despre câțiva dintre cei care aranjau întâlniri între persoane care doreau să aibă relații homosexuale cu minori și minori care erau dispuși din motive materiale, în contra unor sume de bani sau contra unor favoruri minore, să facă acest lucru. Din convorbirile interceptate și din investigațiile efectuate în cauză, a rezultat că prostituații erau transportați de către proxeneți la locuințele clienților, unde rămâneau în funcție de cerințe, câteva ore sau peste noapte. Au fost situații când băieții au fost închiriați chiar și pentru întreg weekendul. Iată o mostră de convorbire dintre cei doi proxeneți, convorbire ce a fost înregistrată cu mijloacele specifice de către organele de anchetă. Neața dragă, te-ai trezit? Da. Bine, uite, vin patru bebeluși de 16 ani, 17 ani, pregătiți pentru Znagov și calitate ce mi-ai cerut ca să poți să-mi dai 2 milioane. Da, da, nu știu dacă mai pot să iau acum ceva. Păi n-ai zis că mâine, cum ar veni astăzi? Când îl găsești, dragă, pe ăla din Colentina? Când? Acum. Păi, cu cât mai repede, cu atât mai bine. După aia, îmi dai 50 de lei comisiuni și taxi separat. Nu știu dacă aș putea eu să opresc din banii lui, dar discutăm cu el și îi spui înainte. Nu, dragă, e... Dacă vrei urgent la neapărat, mă duc direct după el în Colentina. Iau un taxi și vin direct la destinație. Unde vrei să ți-l aduc?
Bine, atunci du-te și anunță-mă, dar repede că ne grăbim. Ideea este că vulnerabilitățile puberului care se prostituează sunt aceleași ca ale oricărei persoane care se prostituează. Vorbim în primul rând de un nivel foarte scăzut financiar și de acces dificil către orice fel de tip de câștig financiar, dar vorbim și de o lipsă de instrucție dramatică, o lipsă de educație, la fel când vorbim și de copii de 10 ani care, la care discernământul, da, sigur că da, există, grosier vorbind, dar fără capacitatea de a înțelege și de a asuma consecințele în detaliu asupra unor astfel de comportamente care până la urmă devin un stil de viață. Pentru a întregi portretele celor doi proxeneți, vom cita din declarația unui martor, un băiat de 16 ani, copil al străzii, agățat, racolat de scubi și băgat în filiera lui Adi BMW. Din fără bani, fără familie și trăind de azi pe mâine, adolescentul accepta să se întâlnească cu diferiți pedofili. Referitor la pedofilii pe care i-am cunoscut prin zonele pe care le frecventez, declar că îi cunosc pe Adi BMW, care este și pasiv și activ, foarte pervers, are foarte mulți bani, conduce un autoturism Mercedes, model clasic, de culoare argintie, lucrează împreună cu un alt individ, Scubi. Au împreună anunțuri pe internet, pe site-ul Gay Romeo. Scubi se ocupă cu combinarea băieților pe gang la McDonald's Unirii, pe care apoi îi dă lui Adi BMW, care îi transportă la clienții acasă sau la locurile de întâlnire stabilite cu aceștia. Adi BMW și Scubi s-au ocupat și de noi de câteva ori. Respectiv, Scubi ne-a agățat, apoi Adi BMW ne-a dus cu mașina în orașul Znagov la un pedofil pe nume Klaus. Din acel moment am început să merg regulat la Klaus, la Znagov. Uneori de câte 2-3 ori pe săptămână, alteori câteodată. Pentru un act sexual întreținut primeam de la Klaus suma de 250-300 ron. Klaus este foarte bogat, are o vilă în Znagov. Pentru fiecare copil adus, Klaus îi dădea lui Adi BMW câte 1000 de euro. Astfel, ancheta s-a desfășurat pe 3 paliere. Prostituați, proxeneți și beneficiari, cei care plăteau prostituați prin intermediul proxeneților. Nu trebuie să precizăm că fără îndoială proxeneții și opreau întotdeauna o parte din bani, uneori mult mai mare decât cea pe care o primeau prostituații. Rețeaua este anihilată după cercetări și strângere de probe la jumătatea anului 2011. Sunt arestate preventiv 6 persoane, proxeneți și clienții ai acestora, sub acuzația de proxenetism și relații sexuale cu minori. Cercetările au fost deosebit de ample, peste 60 de persoane fiind audiate în acest caz. Instrumentarea cazului a fost extrem de dificilă. Inculpații i-au recuzat pe cei 3 procurori, acuzându-i de discriminare și homofobie. Sunt foarte mulți pedofili care nu asociază acest lucru cu un act de conștiință, nu se simt vinovați, ci dimpotrivă au senzația că educă copiii sau că au fost provocați de copii în direcția respectivă și că îi vin cu o plus valoare în dezvoltarea lor vis-a-vis de cunoștințele sexuale și de activitățile sexuale. Nici instanța n-a scăpat ușor. Avocații omului de televiziune l-au acuzat pe judecătorul care a decis arestarea sa că a fost influențat de propriile prejudecăți privind homosexualii, astfel că decizia lui nu este una imparțială, ci discriminatorie. Un alt argument folosit de avocat a fost că fetele din România își încep viața sexuală în jurul vârstei de 16 ani, adică în perioada când încă sunt minore, astfel că nu înțelege de ce relațiile homosexuale în jurul aceleiași vârste sunt condamnate în acest fel. Judecata magistratului a fost întunecată, prejudecățile acestuia privind homosexualii emanând astfel un puternic aer de discriminare, a conchis avocatul. Ultima sentință în acest dosar a fost pronunțată în februarie 2014, atunci când judecătorii de la judecătoria sectorului 1 au constatat că, odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal, a fost dezincriminată fapta pentru care fostul director de televiziune fusese condamnat și au dispus eliberarea imediată a acestuia. Și ceilalți inculpați în dosar au scăpat ieftin în raport cu faptele lor, primind doar câțiva ani de închisoare fiecare. Cercetările pornite de la uciderea unui minor în 2004 au anihilat o rețea de prostituție și pedofilie ferită de ochii publicului. Dosarul a fost complex. În 2011, poliția a descins la 26 de locații din Ilfov, Constanța, Maramureș și Giurgiu. Au fost emise 27 de mandate de aducere, fiind audiați peste 60 de oameni implicați direct sau indirect în caz.
7 suspecți au primit pedepse cu închisoare. Dacă rețeaua de pedofilie a fost anihilată, cercetările privind autorul crimei din 2004 continuă. Omorul nu se mai prescrie. La final trebuie să amintesc și contextul în care mai nou este privită pedofilia în țările Uniunii Europene și în Statele Unite. Toamna trecută, Asociația Psihologilor Americani a produs indignare atunci când a catalogat în ediția anuală a clasificării medicale a bolilor mentale pedofilia drept orientare sexuală. Ulterior, asociația a dat o erată care revenea parțial asupra articolului inițial. În a cincea ediție a manualului de diagnosticare și statistică a bolilor mentale, Asociația Americană de Psihologie trage o linie destul de clară între pedofilie ca boală mentală și pedofilie ca orientare sexuală. Conform manualului, pedofilia devine orientare sexuală dacă este o preferință sexuală care nu este consumată, în timp ce pedofilia ca boală este definită ca o compulsie care atrage automat consumarea relației. Ideea este următoarea. În tot ceea ce vorbim de patologie psihică, vorbim despre dereglări la nivelul chimiei creierului și atunci când discutăm despre orientare sexuală, doar gânduri sau despre acțiune conform unor gânduri, aici granița este foarte sensibilă, foarte fragilă și nu știm niciodată în ce fel se produc modificări la nivelul creierului, respectiv la nivel comportamental, la individul respectiv care are o suferință, o disfuncție la nivel chimic, la nivelul neurotransmițătorilor. În România, noul cod penal intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, trecând peste indignarea produsă de faptele pedofililor și a violatorilor, a redus pedepsele aplicate acestora. De exemplu, noul cod penal nu sancționează infracțiunile prevăzute la articolul 220 dacă diferența de vârstă dintre agresor și victimă nu este mai mare de 3 ani. Mai concret, dacă victima are 14 ani, iar agresorul 17, fapta nu va fi pedepsită de lege. În situația în care lucrul acesta se întâmplă prin acord propriu, te prostituezi și se pare că este facil să câștigi bani așa și nu iei în calcul efectele ala lung, dacă nu beneficiezi de consiliere sau psihologică sau de psihoterapie, ai mari șanse să îți perturbi tot ceea ce se cheamă personalitate și comportamente ulterioare, fie la nivel social, sau mai bine zis și la nivel social, dar mai ales la nivelul relațiilor de cuplu pe care tu le poți avea în timpul vieții și cu riscul ca sexualitatea ta să fie ciuntită și neașezată pentru toată viața. Indiferent de tendințe și moduri de abordare, pedofilia rămâne, prin consecințele sale, un fenomen cu un puternic impact emoțional. Așa cum v-am demonstrat în acest episod al investigatorilor, sărăcia, situația socioeconomică, lipsa de instruire converg, alături de orientarea sexuală a agresorului, către un singur punct, violentarea și abuzarea copiilor. German Rezept. Se mișcă ușor și repede. Se adaptează la urban. Se conduce elegant. Range Rover Evoque, primul SUV cu transmisie automată în 9 trepte de viteză, la un preț special. Moment, un singur nume, toate soluțiile pentru casa ta. Cu Moment îți garantăm satisfacție 100% sau, dacă nu ești mulțumit, îți dăm banii înapoi. Moment îți dă putere. Începuturile contează. Începe ziua bine, alege Fox. Fox, pentru gusturi alese.
Noi spunem că toată lumea merită calitate. Și suntem mândri să oferim oamenilor o bere fără compromisuri la un preț bun. Skol cu 100% malt. Din respect pentru bere, din respect pentru tine. Începuturile contează. Începeți ziua bine, alege Fox. Fox, pentru gusturi alese. Ești sigur de victorie cu Domofertele. Viva Domofertao! La Domo ai televizor LED Samsung Full HD cu diagonala de 80 de centimetri la numai 1099 lei. În plus ai 24 de rate fără dobândă la toate televizoarele și 6 doze de bere cadou pentru orice televizor Samsung. Domo, cumpără deștept! Cu zahărul gelifiant mărgăritar îți iese foarte repede un gem delicios care păstrează textura bogată și savoarea fructelor. Zahărul gelifiant mărgăritar, cea mai scurtă cale de la fruct la gem. Lasă-te purtat de vânt și gustă o vară fără sfârșit. Gustă ceva nou. Gustă momentele cu prietenii. Gustă frumusețea fiecărui moment. Gustă un strop de bucurie. Gustă răcoarea din ceai și fructe. Nesti, eliberează-te de griji. Când am început să ne mulțumim cu puțin, să acceptăm compromisuri? Cum de ne-am obișnuit fără respect? Și cum de-am ajuns să credem că doar cei bogați merită calitate? Noi spunem că toți merită și suntem mândri să oferim oamenilor cel mai bun scol pe care l-am făcut vreodată. O rețetă nouă, fără mălai și fără compromisuri, cu apă, hamei și 100% malț. Scol, din respect pentru bere, din respect pentru tine. Balonare și flatulență? Kebene Plus, combinație unică în România cu simeticonă și cărbune activ, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus. Și starea de bine revine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Ce gust are apa? Gustul pur al ghețarilor care sărută norii. Gustul sălbatic al naturii luxuriante. Gustul magic al curcubeelor. Gustul forței cu care zăpat în stâncă pentru a naște izvoare. Gustul proaspăt al puterii de renaștere a primăverilor. Apa minerală naturală Spring Harghita nu s-a născut azi, ci acum mii de ani, pentru ca în final să aibă gustul zâmbetului de pe buzele tale. Spring Harghita. Apa are gust. Se mișcă ușor și repede. Se adaptează la urban. Se conduce elegant. Range Rover Evoque, primul SUV cu transmisie automată în 9 trepte de viteză, la un preț special. Campionatul mondial de fotbal vine cu mega oferte la Media Galaxy. Vino în magazine sau pe MediaGalaxy.ro și bucură-te de prețuri de mare senzație la televizoarele Samsung. Vizionează meciul de fotbal preferat pe LED Smart TV Samsung 60F6300 cu diagonale de 152 cm, Wi-Fi, web browser și slot CI Plus la doar 5499 lei și economisești 1500 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Deseori răsplătim omul care semnează proiectul și nu pe cei care au trudit să-l aducă la viață. Uităm că pentru a ajunge cu toții la serviciu, cineva pleacă de lângă familia lui în miez de noapte. Sau că un moment de bucurie se datorează unor oameni care nu se sperie ușor de o mică furtună. Acești oameni merită să se cinstească la final de zi, să aibă un moment.